Forsberg, jucător care a revenit în acest sezon în circuitul mondial profesionist. De 44 de ani acest Alex Borg a ajuns prima dată la profesioniști în 1991. A petrecut 8 sezoane în circuitul profesionist. Apoi a avut momente în care a ieșit dintre profesioniști, a revenit, dar din nou a părăsit circuitul mondial. Și prima lovitură reușită de către Sean Murphy, însă englezul a sperat că va împinge bila neagră spre buzunarul stâng și va avea și continuare pe acea bila neagră. Din păcate pentru el, bila albă a rămas în apropierea mantei. Yellow ball. Este în snucăr la toate birele colorate. Fault și ratarea 4 puncte în dreptul lui Borg. Va fi și free ball, evident. René Ting este arbitrul în acest meci. Alex Borg 4. Aplauze de această dată pentru Sean Murphy, care găsește bila pe care și-a propus să o atingă, acea bilă roșie, și nu-i lasă nicio posibilitate de atac lui Alex Borg. I-a oferit însă acestuia 8 puncte în urma a două faulturi. Este o șansă pentru Alex Borg, de această dată reușește maltezul să trimită bila roșie în buzunar, rulează însă prea mult bila albă. Fi dorit să se oprească mai devreme pentru a ataca bila maro la buzunarul galben. A început între timp și meciul dintre Neil Robertson și Tepchea Unoc, care ar fi trebuit să se dispute la masa cu numărul 1. A fost mutat la masa a doua.
fost făcută așadar rocada între aceste două meciuri, iar tailandezul a primit primul joc al acelui meci, așadar Tăpceaia Onoc conduce cu 1-0 în disputa cu Neil Robertson, spuneam, australianul nu s-a prezentat la timp la masa de joc. Se mai dispută în acest moment meciuri și la celelalte mese. În total 10 mese sunt amenajate la Stadthalle din Fürth. 9 meciuri se dispută la această oră. Vă voi ține la curent cu rezultatele înregistrate și la celelalte mese, acolo unde evoluează printre alții Joe Swale, Michael Wasley sau Jamie Jones. Rulează prea mult bila albă și ar putea Sean Murphy să atace buzunarul de colț din partea stângă, bila roșie din apropierea bilei roz. Însă nu cred totuși că va ataca acea bilă, pentru că nu ar avea posibilitatea obținerii unei poziții pentru o bilă colorată. De această dată însă este o șansă pentru Alex Borg să atace buzunarul drept. Spuneam că s-au disputat deja meciuri în jumătatea superioară a tabloului de concurs. Cunoaștem acolo jucătorii calificați în faza optimilor de finală. Acolo Mark Selby îl va întâlni pe Aditya Mehta din India. Martin Gould va juca împotriva lui Robert Milkins. Ronnie O'Sullivan îl va înfrunta pe scoțianul Anthony McGill. Iar Stuart Bingham va juca împotriva irlandezului David Morris. Partidele vor avea loc duminică dimineață, atunci când sunt programate toate jocurile din optimile de final, atât cele din partea superioară, cât și în partea inferioară a tabloului de concurs. Aici, în partea inferioară, unde ne aflăm acum, suntem abia în primul tur, așadar jucătorii vor avea de disputat 3 meciuri pentru a ajunge până la optimile de finală, 3 meciuri astăzi, apoi încă 4 meciuri în ziua finală a turneului, duminică, atunci când sunt programate partidele din optim, din sferturi, din semifinale și, evident, finala. 20. Twenty-one.
S-a gândit un pic bila neagră în cele din urmă. Ajunge în buzunar și Sean Murphy își continuă break-ul. 28. Nu are unghiul necesar pentru a rămâne la bila neagră. Sean Murphy obligat să coboare masa pentru bila albastră. Rulează un pic cam mult bila albă din mantă. Și-ar fi dorit să atace bila albastră la buzunarul de mijloc, din partea stângă, obligat să-și schimbe strategia. Se redresează însă excelent Sean Murphy. Chiar dacă sunt profesioniști de mult timp, ambii jucători, aceasta este prima întâlnire directă dintre Sean Murphy și Alex Borg. Pare să aibă un mic unghi la bila neagră pentru a încerca să mai desprindă câteva bile roșii din acel grup din apropierea bilei roz. Are continuare Sean Murphy. Buzunarul verde pare să fie cea mai bună opțiune, sau buzunarul de mijloc din partea dreaptă, acea bila roșie din dreapta bilei roz. Are în acest moment toate șansele Sean Murphy pentru a câștiga acest prim joc al disputei, obținut un unghi bun la bila albastră. De puncte diferență, 59 maxim rămase pe masă, așadar încă o bilă roșie pentru ca Sean Murphy să fie sigur de câștigarea acestui joc. Și confirmarea grafică, deja 63 de puncte avansul lui Murphy, 51 de puncte maxim rămase pe masă. Avea nevoie de multe snucăre Alex Borg dacă ar reveni la masă în acest moment. Păcate, ratează Sean Murphy bila roșie, rămâne în apropierea buzunarului și Alex Borg vine la masă, nu știu dacă neapărat pentru a obține acele snucăre, mai mult pentru a mai petrece timp la masă, pentru a se obișnui și maltezul cu masa de joc.
going? Alex Porsche, 14. În cele din urmă renunță Alex Borg la acest prim joc, îi revine jocul lui Sean Murphy după un break de 71 de puncte reușit de englez, 1-0, așadar pentru Murphy. Eurosport.com for your iPhone free. Every day sees full and expert coverage of sports news with dozens of articles and an easy one-stop video section that lets you live and relive the very best moments of sport. Follow all the scores, fixtures and tables live. Eurosport.com, the reference in sport apps available on the App Store. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and fixtures with Eurosport's live score. Picate-te, oğlum. Pasă. Pasă, pasă, pasă. Atenție în spate, mă. Nei. Nu, 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 nu. Calm, calm, calm. No. Ur, ur, ur. Kick, shoot, mă. Ne-am întors la clasicul Paul Hunter, turneu care se desfășoară la Fürth în Germania. Am auzit-o pe Proletina Velichkova, arbitrul la masă, care a anunțat că începe jocul secund al disputei dintre Sean Murphy și Alex Borg. Meciul ar fi trebuit inițial să se dispute la masa cu numărul 2. A fost mutat la masa 1, la masa televizată, după ce Neil Robertson, cel care ar fi trebuit să joace aici la masa cu numărul 1, a întârziat. Și astfel s-a făcut rocadă între partida pe care Robertson trebuia să o dispute contra lui Tepcea Unoc din Thailanda și acest meci dintre Sean Murphy și Alex Borg, meciul de la masa cu numărul 2. Partida dintre Robertson și Tepcea Unoc se dispută acum la masa cu numărul 2. Robertson a pierdut primul joc automat din cauza întârzierii, din cauza faptului că nu s-a prezentat la timp. A pierdut între timp și jocul cu numărul 2. Așadar, este 2-0 în favoarea tailandezului în acel meci. La masa cu numărul 3, Liu Hautian îl conduce cu 1-0 pe Jamie Jones. Iar la masa cu numărul 5, Kishan Hirani are 1-0 în disputa cu Joe Swale. S-a mai încheiat un joc și la masa cu numărul 10, Scott Donaldson are 1-0 în disputa cu Lee Page. Și să mai spunem că învingătorul dintre meciul Sean Murphy, Alex Borg, va juca în turul următor împotriva lui Kyron Wilson, cel care s-a calificat din oficiu în turul secund după ce adversarul său din primul tur, Robin Hall, nu s-a prezentat la acest concurs. Excelentă lovitură de buzunar din partea lui Borg. Din păcate, maltezul nu a reușit să obțină și o poziție la bila neagră.
Alex Porsche, one. Să vedem dacă a reușit să acopere Borg bila roșie din partea dreaptă a mesei, apropiată de buzunarul de mijloc sau de buzunarul verde. Are să poată să atace Murphy. A fost o lovitură slabă de siguranță din partea lui Borg, dar nici Murphy nu reușește să trimită acea bila roșie în buzunar. Până la urmă, tot răul spre bine pentru Alex Borg. Spuneam, a ratat mai devreme lovitura de siguranță, lăsându-i culoar disponibil adversarului pentru a ataca acea bilă roșie. Profită de ratarea lui Sean Murphy și acum pare să fie în controlul mesei. Frumoasă lovitură la bila albastră. Nu știu dacă a rulat suficient de mult bila albă. Pare că da, pentru a ataca bila roșie ușor desprinsă din mănunchi. Bila maro pare să fie cea mai bună soluție în acest moment pentru Alex Borg. Oh, ce ratare din partea maltesului. Alex Borg, foarte departe de buzunar a lovit. Suntem la un turneu din seria PTC. Sistemul de joc este același pentru toate aceste turnee, cel mai bun din 7 jocuri. Mergem mai departe, primul la 4. Nu avem pauză în aceste meciuri. Nu există timp de repaus între sesiune. Este o singură sesiune. Acesta este al 5-lea turneu al sezonului în seria Player Tour Championship, al 4-lea din circuitul european. Am avut un turneu în circuitul asiatic până acum și 4 în Europa. Învingători au fost John Higgins în Bulgaria la Sofia, Joe Perry în China la Yixing, Mark Williams la Rotterdam, Ricky Walden la Doncaster. Și vom vedea cine va câștiga această etapă de la First. Ultimele două ediții ale turneului au fost câștigate de Mark Selby. În 2011 l-a învins pe Mark Davis, în finală în 2012 pe Joe Swale. A încercat Sean Murphy să intre în mănunchi, să atingă bila roz și să mai desprindă câteva bile roșii de acolo. 11. A ratat mănunchiul, însă pare că poate ataca acea bilă roșie. Nu. Bila roșie, cea mai apropiată de bila neagră, nu avea culoar disponibil spre buzunar. Bună lovitură din partea lui Alex Borg. Găsește însă Sean Murphy, avea suficient culoar prin acea zonă, pe lângă bila galbenă, pentru a găsi mănunchiul, dar și a întoarce bila albă în jumătatea inferioară.
Chiar dacă s-a prezentat la masa de joc, Neil Robertson pare că încă doarme. Este condus în jocul al treilea. Un break de peste 50 de puncte reușit de Tepcea Unoc. Tailandezul are 2-0 și este foarte aproape de a conduce cu 3-0 în fața lui Neil Robertson în meciul de la masa cu numărul 2. Rămâne acea bilă roșie în apropierea buzunarului, dar cred că a reușit să o acopere Borg. Nu vede Sean Murphy unghiul de buzunar. Va încerca Sean Murphy să strice poziția acelei bile roșii de pe marginea buzunarului sau să se ajute de bilă și acest lucru îl face. L-a ajutat acea bilă roșie de acolo, din apropierea buzunarului, i-a mărit buzunarul. Sean Murphy și-a schimbat la începutul acestui sezon tacul de joc după ce l-a rupt pe cel pe care l-a folosit anterior. Avea un tac foarte vechi. Rămas fără el, a trebuit să-l schimbe și astfel rezultatele sale nu au fost cele mai bune în acest debut de sezon. A fost eliminat încă din primul tur la clasicul ușii. De asemenea, eliminare în primul tur la Openul Indian. La Doncaster, la a treia etapă a circuitului european în acest sezon, a fost cel mai bun rezultat al stagiunii pentru Sean Murphy, a ajuns până în semifinale. Invinsese pe Jimmy White, pe James Watana sau pe Steven Maguire, în semifinale a pierdut în fața lui Ricky Walden, cel care avea să câștige turneul, să treacă în finală de Marco Fu, dar în urmă cu o săptămână la Doncaster. A devenit 3-0 scorul la masa cu numărul 2 în disputa dintre Tepcea Unoc și Neil Robertson.
Dar misiune foarte grea pentru Robertson. De a întoarce acel joc în favoarea sa, trebuie să câștige toate cele patru jocuri rămase. Și la masa 1 vine din nou ratarea din partea lui Alex Borg. Oferă prea multe șanse Borg adversarului său în acest meci. Avut parte aici de un carambol norocos Murphy între bila albă și bila albastră, astfel are continuare. Una dificilă, dar poate trimite în buzunarul galben bila albastră. Six. Nu a reușit Murphy să evite carambolul cu birele colorate mici. Este final de break pentru englez. Sean Murphy, 12. Din nou ratare din partea lui Borg și îi lasă vila roșie atacabilă lui Sean Murphy. Are unghi bun la bila albastră Murphy pentru a se apropia de ultimele două bile roșii de pe masă. Poate chiar încerca să le desprindă, da. Nu are o lovitură ușoară. Pare totuși că ambele bile roșii pot fi atacate la buzunar, de aceea putea încerca să atace bila roșie din apropierea mantei, nu. Cele din urmă atacă pe cealaltă. Asta înseamnă că bila roșie din apropierea mantei nu putea totuși fi trimisă în buzunar. L-a ajutat mai mult să trimite acea bilă în buzunar pentru că ar fi scos bila albă din apropierea mantei și ar fi avut continuare pe o bilă colorată. Astfel, continuare este una dificilă. Bila roz la buzunarul de mijloc din partea dreaptă și foarte greu să se apropie de ultima bilă roșie. Brown ball. Nominalizează bila maro și va încerca probabil să obțină un snooker în spatele bilei galbene. Sean Murphy, 7. Este totuși snooker prin intermediul bilei roz. Caută Alex Borg traiectoria cu manta laterală din partea stângă. Fault și ratare. Și Sean Murphy cere refacerea poziției.
Nu era, cred, Bilamaru atât de apropiată de buzunarul de mijloc din partea stângă, dar în cele din urmă cei doi jucători acceptă această poziție. Da, iată, era mult mai apropiată de linia de start. A reușit să atingă bila roșie Alex Borg, însă îi lasă o poziție ușoară acum lui Sean Murphy. Și englezul are nevoie doar de această bila roșie pentru a câștiga matematic și jocul cu numărul 2. 30 de puncte diferență, un maxim de 27 pe masă. Bila verde a fost nominalizată de Sean Murphy, avea culoare pe lângă bila roz, ajunge în buzunar bila verde. Four. În acest moment Alex Borg are nevoie de două snucăre. Însă maltezul, aproape sigur, va reveni la masă. Reușește Alex Borg un snooker la Vila Galbenă. Este însă ușor de ieșit pentru Sean Murphy, ușor efect de ocolire. Demonstrație de snooker din partea celor doi jucători, e snooker din snooker pentru Alex Borg. Și aceeași performanță și din partea lui Sean Murphy. Cred că Sean Murphy poate ataca bila galbenă la buzunarul de mijloc și este în buzunar. ...35 de puncte diferență, 25 erau în acel moment pe masă, însă Sean Murphy mai trimite în buzunar o bilă și astfel putem spune că va fi 2-0 scorul în favoarea englezului. Chiar dacă ratează această lovitură la Bilamaro, renunță Alex Borg și Sean Murphy se desprinde pe tabela de scor. Are 2-0, englezul mai are nevoie de două jocuri pentru a obține calificarea în turul următor. Pauză, dar ne întoarcem la furt. Eurosport.com for your iPhone free. Every day sees full and expert coverage of sports news with dozens of articles and an easy one-stop video section that lets you live and relive the very best moments of sport. Follow all the scores, fixtures and tables live. Eurosport.com, the reference in sport apps, available on the App Store. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and fixtures with Eurosport's live score. It's only me and you.
Sean Murphy conduce cu 2-0 în disputa cu Alex Borg, meci programat în primul tur al clasicului Paul Hunter. Borg are lovitura de deschidere în jocul cu numărul 3. Maltezul nu a câștigat niciun meci în acest sezon. A fost învins în primul tur la Masters-ul, în calificările pentru Masters-ul de la Shanghai, învins de Sam Bird cu 5-4. De asemenea, am învins tot în primul tur în calificările pentru Open-ul Indian, 4-1 în disputa cu Ricky Walden, și învins în primul tur la etapa a treia din circuitul european, turneu care a avut loc la Doncaster. Pierdut acolo cu 4-1 în fața lui Mark Davis. Același scor 2-0, ca și aici la masa cu numărul 1, este înregistrat și la masa cu numărul 3 în meciul dintre Luke Hautian și Jamie Jones. Conduce așadar Luke Hautian. Și la masa cu numărul 4, Pankaj Advani conduce cu 2-0 în disputa cu Alan Taylor. Este final de break, nu atacă Alex Borg, bila roșie la buzunar. Nu reușește nici lovitura de siguranță, nu evită carambolul cu bila albastră. S-a spus lui Alex Borg să-și bage tricoul în pantaloni. Acesta este regulamentul. Etapa a doua a circuitului european la Rotterdam s-a adoptat această ținută mai lejeră a jucătorilor în circuitul european și în această serie PTC. Jucătorii poartă doar tricouri, nu mai au acele cămăși, veste și papioane. Atât jucătorii cât și arbitrii poartă tricouri la aceste turnee din seria PTC. Nominalizează bila albastră, Borg. Atează lovitura și cred că îi va lăsa lui Sean Murphy o bilă de atac. Da, chiar acea bilă roșie din apropierea buzunarului drept.
Între timp s-a terminat meciul de la masa cu numărul 2, de aceea un ochi l-a învins pe Neil Robertson cu 4-0. Doar 3 jocuri s-au disputat la acea masă. Primul a fost câștigat din oficiu de către tailandez, după ce Neil Robertson nu s-a prezentat la timp la masa de joc. Acel meci ar fi trebuit să aibă loc aici, la masa cu numărul 1, din cauza întârzierii australianului. Partida a fost mutată la masa a doua. Dar putem spune că este o surpriză eliminarea liderului mondial, Neil Robertson, de către tailandezul Tepchai, un nou jucător aflat pe locul 70 în clasamentul mondial. Excelentă lovitură, obține și poziția la bila neagră, Sean Murphy. Și ar fi dorit ca bila albă să iasă un pic mai mult din manta superioară, să aibă un unghi mai bun la bila neagră. Reușește însă să țină bila albă în jumătatea superioară a mesei. Are continuare pe bila roșie din partea dreaptă, din dreapta bilei negre. Încerca să iasă în partea dreaptă a mesei, să atace una dintre acele bile roșii spre buzunarul stâng. Ar fi trebuit să ruleze însă un pic mai mult bila albă. Bila roșie cea mai apropiată de manta superioară, sigur poate fi atacată la buzunar, dar cred că și bila din mijloc, din acel grup de trei, are culoare disponibil. A tăiat prea mult Sean Murphy. Părea ușor îngrijorat Sean Murphy, a avut câteva ratări neașteptate în acest meci. Însă nici adversarul său nu a avut un nivel de joc foarte ridicat. Iată încă o ratare la lovitura pozițională din partea lui Alex Borg. Nu a reușit nici să desprindă grupul de bile roșii, nici să obțină poziție pentru o altă bilă roșie pe care să o atace acum. Caută poziția de siguranță Alex Borg. Nu riscă să atace acea bilă roșie din apropierea mantei superioare. O lovitură mult prea pretențioasă, de aceea prefer această lovitură de siguranță. Alex Borg, 14.
Lovitură bună din partea lui Alex Borg. Îl obligă pe Sean Murphy să atace doar acea bilă roșie din partea stângă, din apropierea mantei. Și iată pe Murphy comițând un fault. Alex Borg, va cere Alex Borg refacerea poziției, nu are posibilitatea să atace vreo bilă roșie la buzunar. Își dorește Sean Murphy ștergerea foarte fină a acelei bile roșii. În cazul în care ar lovi-o mai în plin, există riscul ca bila albă să intre în carambol cu bila roz. Și astfel bila albă ar rămâne în jumătatea superioară a mesei. Nici de această dată nu reușește. Alex Borg. Să vedem dacă Proletina Velichkova îl va avertiza acum pe Sean Murphy. Cred că Murphy vede. În cele din urmă nu este avertizat Sean Murphy, ceea ce înseamnă că nu vede complet această bilă roșie. Nu vedea ambele extremități ale bilei, de aceea nu a venit avertismentul din partea arbitrei. Cele din urmă atinge Sean Murphy bila roșie, după ce a comis două faulturi. Nu-și doresc cei doi jucători deocamdată să împrăștie acel grup de patru bile. Iată-l însă pe Borg, reușind o lovitură minunată. Șansa foarte bună pentru maltez să câștige acest joc cu numărul 3. Bila neagră cred că va ajunge în jumătatea inferioară a mesei, pe punctul bilei maro. Atât punctul bilei negre, cât și punctul bilei roz sunt ocupate. De aceea, bila neagră a fost plasată pe punctul liber al cele mai valoroase bile colorate. Alex Borg, 23 de puncte avansul lui Alex Borg, însă sunt destul de multe puncte pe masă pentru ca Sean Murphy să poată întoarce acest joc în favoarea sa. În acest moment însă Murphy este într-o poziție de snooker și comite fault. Alex Borg, 4.
Nu-și dorește Murphy să intre în plin în acel grup de bile roșii pentru a le împrăștia. Unghiul este mai bun, să vedem dacă are și suficient de multă viteză bila albă. Nu. Al doilea fault la rând comis de Sean Murphy. Borg nici nu se ridică din scaun. Probabil același va fi unghiul abordat de Sean Murphy. Un pic mai multă viteză imprimată acum bile albe pentru a lipi bila de acel grup de bile roșii. Da, și reușește de această dată lovitura. Diferența însă a crescut la 31 de puncte în favoarea lui Alex Borg. Încă o lovitură foarte precisă din partea lui Sean Murphy, din partea lui Alex Borg, îmi cer scuze, bila albă însă rulează un pic cam mult. Dacă s-ar fi oprit mai devreme, putea continua. Acum însă cred că Borg va adopta o lovitură de siguranță. Nu, în cele din urmă atacă bila verde la buzunar. Mă așteptam să încerce un snooker în spatele bilei verzi. Datorită faptului că bilele roșii sunt apropiate una de cealaltă. Alege însă adoptarea un joc ofensiv al Alex Borg și are șanse foarte mari să câștige acest joc numărul 3. De puncte diferență, 43 rămase pe masă. În acest moment, jocul este câștigat de Alex Borg cu punctele maxim rămase. Thirty-three.
Nu mai atacă Alex Borg și Bila Maro și Bila Neagră. Ar fi fost un break de peste 50 de puncte dacă ar fi introdus acea Bila Neagră în buzunar. Oricum a câștigat Alex Borg acest joc și a redus diferența. 2-1 scorul pentru Murphy. Eurosport.com for your iPhone free. Every day sees full and expert coverage of sports news with dozens of articles and an easy one-stop video section that lets you live and relive the very best moments of sport. Follow all the scores, fixtures and tables live. Eurosport.com, the reference in sport apps available on the App Store. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and fixtures with Eurosport's live score. Al treilea și ultimul mare tur ciclist al sezonului, dar e și cel mai dificil. Traseul explorează trecătorile Spaniei și însumează peste 3300 de kilometri lungime. 3 săptămâni de întreceri tensionate, sub un soare nemilos, plus o duzină de etape montane, limitele tuturor, înainte de ultimul finish la Madrid. Vuelta, astăzi, la 19:45, în direct. Sean Murphy conduce cu 2-1 în disputa cu Alex Borg. Începe jocul cu numărul 4 al acestei întâlniri din primul tur la clasicul Paul Hunter, turneul care se desfășoară la Fürth în Germania. Începe excelent meciul Sean Murphy, un break de 71 de puncte în primul joc. În jocul cu numărul 3, Alex Borg a reușit un break de 44 de puncte, cel mai mare al său în acest meci. Și astfel a redus din diferență un joc foarte important, acesta cu numărul 4. Dacă Alex Borg reușește să egaleze, are o șansă foarte bună să câștige meciul. Ar fi jucătorul venit din urmă, jucătorul pe val. Dacă Sean Murphy se desprinde la 3-1, devine principal favorit la calificarea în turul următor. Am vorbit deja despre performanța reușită de Tepchea Unoc, cel care l-a eliminat pe liderul mondial Neil Robertson în primul tur, meciul care s-a desfășurat la masa cu numărul 2. În acel meci, tailandezul a reușit și un break de 126 de puncte, cel mai mare de până acum al turneului. Anterior, cel mai mare break îi aparținea lui Stuart Bingham, 122 de puncte reușit în prima zi a competiției. Nu a riscat Sean Murphy să imprime mai mult efect de retur pe bila albă în această lovitură. Putea pierde poziția pentru această bilă roșie. A preferat lovitura cu sprijinul și nu cred că are poziția acum pentru bila roz. Caută Murphy probabil o poziție de siguranță în acest moment în
în aduce bila albă în apropierea mantei, o analizează bila verde. Așadar, nu putea ataca bila roz la buzunarul de mijloc. Poate fi atacată acea bilă roșie din partea dreaptă. A verificat Sean Murphy unghiul de buzunar pentru bila neagră. Ce poziție ar putea obține la bila neagră? Iratează însă lovitura la bila roșie și lasă o altă bilă roșie lui Borg pentru buzunarul superior stâng. Aceasta este a 10-a ediție a turneului care se desfășoară la Fürth în Germania. A patra de când această competiție a fost inclusă în circuitul Player Tour Championship. Prima ediție a avut loc în 2004, atunci a câștigat Paul Hunter. L-a învins în finală pe galezul Matthew Stevens cu 4-2. În acea vreme nu era un turneu inclus în circuitul mondial, era un turneu la care puteau participa atât profesioniștii cât și amatorii. În 2007 turneul și-a schimbat numele din Grand Prix-ul Fürth în clasicul Paul Hunter în memoria regretatului jucător englez care a dispărut dintre noi în 2006. Și care spuneam a câștigat prima ediție acestei competiții. Așadar, din 2007 turneul se numește clasicul Paul Hunter, iar din 2010 a fost inclus în circuitul Player Tour Championship. Foarte slabă această lovitură din partea lui Sean Murphy, a pierdut complet controlul bilei albe. Încearcă să lipească bila albă de pachetul de bile roșii. Nu-i lasă Borg nicio lovitură de atac lui Sean Murphy.
Are culoare de readucere a bilei albe în jumătatea inferioară, prin partea dreaptă a mesei. Dar trimite o bilă roșie pe marginea buzunarului stâng. Se uitase Alex Borg la mănunchiul de bilă roșie, analizase traiectoriile pe care le pot urma, totuși, iată, ratează această lovitură de siguranță. A verificat Sean Murphy dacă bila neagră poate fi atacată la buzunarul drept și a dorit să obțină poziție pentru bila neagră, să nu reușește să obțină această poziție. Urmează o lovitură de siguranță, dar sunt câteva bile roșii desprinse, atacabile, de aceea trebuie să găsească poziția de siguranță, Sean Murphy. Probabil va nominaliza bila galbenă și va încerca să trimită bila albă cât mai aproape de manta inferioară. Yellow ball. Nu reușește Murphy să lipească bila albă de mantă și Alex Borg ar putea încerca să taie bila roșie din partea dreaptă a mesei, să o trimită spre buzunar, poate fi trimisă acolo. Și lovitura însă a rămas drept pe bila albastră. Are bila roșie din apropierea bilei roz, din apropierea punctului bilei roz pe care ar putea continua pentru buzunarul drept. A reușit lovitura și de această dată obține și poziție pentru bila neagră. Din nou nu controlează Sean Murphy bila albă. Nine.
Recuperează însă excelent poziția, minunată această lovitură. Continuare pe Bila Ros la buzunarul stâng. De puncte, avansul lui Sean Murphy, un maxim rămas pe masă de 51. Așadar, Alex Borg ar avea nevoie de un snooker dacă ar reveni în acest moment la masă. A trimit de Sean Murphy o bilă roșie în buzunar și în acest moment putem spune că acest joc cu numărul 4 revine englezului, care se desprinde din nou pe tabela, mărește, reface diferența de două jocuri. De puncte, break-ul lui Sean Murphy, renunță Alex Borg la acest joc, scorul devine 3-1 în favoarea englezului, care mai are nevoie de un singur joc pentru a obține calificarea în turul următor al competiției. Noi luăm o pauză, dar revenim. Get Eurosport.com for your iPhone free. Every day sees full and expert coverage of sports news with dozens of articles and an easy one-stop video section that lets you live and relive the very best moments of sport. Follow all the scores, fixtures and tables live. Eurosport.com, the reference in sport apps available on the App Store. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and fixtures with Eurosport's live score. Different, and our differences can build barriers between us. At FIFA, we believe passionately that barriers have no place in football. But when we kick a ball, we're all just players, no matter who we are. I am a footballer. Porsche 911 GT3, bolidul vedetă în de curse monomarcă. În acest sezon, lupta pentru supremație e din ce în ce mai încinsă. Pe cele mai spectaculoase circuite de Cupa Porsche, de la Spa-Francorchamps, mâine, la 12.45, în direct pe Eurosport. Suntem din nou în direct cu Stadthalle, locul care găzduiește etapa a patra a circuitului european. Suntem în primul tur al competiției, în partea inferioară a tabloului de concurs. Sean Murphy conduce pe Alex Borg cu 3-1, așa cum am văzut și pe grafică. Mai are nevoie Sean Murphy de un singur joc pentru a obține calificarea în turul următor al competiției. S-a mai terminat între timp un meci la masa cu numărul 4, Pankaj Advani l-a învins cu 4-0 pe Alan Taylor.
Anterior, un singur meci se încheiase în această zi, cel dintre Neil Robertson și Depchaya Unoch, thailandezul a câștigat surprinzător cu 4-0. Incredibil cum s-a strecurat bila albă între bilele roșii. Poziția de touching ball. Dacă îl ajută prea mult acest lucru pe Sean Murphy, nu are cum să scoată bila albă de acolo, dintre bilele roșii. Preferă o lovitură mai puternică pentru a îndepărta bila. A avut ghinion mai devreme. Sean Murphy a atacat bila neagră la buzunar, a încercat să împrăștie bilele roșii, însă bila albă s-a blocat între bile în pachet. Spuneam despre rezultatele înregistrate de cei doi jucători în acest sezon. Ambii au fost învinși în turul de calificare pentru Open-ul Indian. Turneu care apare pentru prima dată în calendar în acest sezon. Un turneu major de puncte. Competiție care va avea loc între 14 și 18 octombrie și va fi transmisă în direct aici la Eurosport. 11. Sean Murphy a fost învins în acel tur de calificare de Robbie Williams cu 4-3, în vreme ce Alex Borg a cedat în fața lui Ricky Walden cu 4-1. Calificările au avut loc în Anglia, la Doncaster, în zilele de 11 și 12 august. Pe lângă Sean Murphy, locul 4 în clasamentul mondial, au mai fost eliminați câțiva jucători valoroși în acel tur de calificare. Judd Trump a pierdut disputa cu Jean Ganda. Matthew Stevens a fost învins de irlandezul David Morris. De asemenea, au pierdut în turul de calificare veteranii Jimmy White și Steve Davis. Rulează prea mult bila albă. Poate în continuare ataca Sean Murphy acea bilă roșie la buzunarul stâng, dar îl încurcă foarte mult bila albastră. Și iată că vine ratarea. Sean Murphy, 33. Thank you.
Nu reușește însă Alex Borg să profite de ratarea adversarului. Ratează maltezul la rândul său. Din fericire pentru Borg, nu-i lasă nicio poziție de atac lui Sean Murphy. Excelentă lovitură din partea lui Alex Borg, a găsit intensitatea necesară bilei albe pentru a aduce aproape lipită de manta inferioară. Și Sean Murphy l-a văzut apreciind lovitura, a lovit ușor cu tacul în masă. A meritat Sean Murphy aceste aplauze furtunoase, senzaționale lovitură din partea englezului. Avea bila albă lipită de manta inferioară. Era o lovitură foarte grea, una dintre puținele ratări ale lui Sean Murphy cu sprijinul. Este poate cel mai bun jucător din circuit la lovituri cu sprijinul, Sean Murphy. Pare că nu s-a obișnuit complet cu noul tac Sean Murphy, l-am văzut și mai devreme analizându-și cu atenție tacul. Spuneam, și-a schimbat tacul la începutul acestui sezon după ce tacul său cel vechi s-a rupt.
Nu așa și-ar fi dorit Alex Borg să execute lovitura. Și-a dorit o ștergere fină unei bile roșii și revenirea bilei albe în jumătatea inferioară a mesei. Pare însă să fi scăpat. Nu i-a lăsat nicio lovitură ușoară lui Sean Murphy. Englezul ar putea ataca buzunarul stâng, dar are parte de o priză dificilă peste acea bilă roșie. Nu am nicio lovitură, a spus Sean Murphy. I got not shot. Dezamăgit, evident, englezul se aștepta să aibă parte de o poziție de atac, indiferent cât de grea ar fi fost. A avut noroc, Alex Borg zâmbește și maltezul. Cele din urmă, iată, după acea lovitură aproape ratată din partea lui Alex Borg, el este cel care are posibilitatea să atace și ratează lovitura maltezului. Părea o lovitură ușoară la buzunarul de mijloc. Cele din urmă trimite Sean Murphy o bilă roșie în buzunar și ar putea fi startul break-ului care să-i asigure calificarea în turul următor. A avut foarte multe ratări în acest meci, Alex Borg. I-a oferit prea multe șanse lui Sean Murphy și în cele din urmă englezul a profitat de aceste șanse pe care le-a avut. Și Murphy a ratat destul de mult, însă adversarul său nu a știut să profite. 21. Este matematic joc câștigat de Sean Murphy. A început meciul cu un break de 71 de puncte. Nu a mai reușit apoi niciun break de peste 50 de puncte. S-a oprit la 47 de puncte în jocul precedent. 29. De cealaltă parte, cel mai mare break pentru Alex Borg, 44 de puncte în jocul pe care l-a câștigat, acel joc cu numărul 3.
Break de fix 50 de puncte până în acest moment pentru Sean Murphy. Am văzut și durata acestui match. Puțin mai mult de 90 de minute pentru Sean Murphy pentru a se califica în turul secund acolo, unde îl va întâlni puțin mai târziu în decursul acestei zile pe Kieran Wilson. Continuă acest break. Sean Murphy are șansa să realizeze cel mai mare break al său în acest match. Îmi amintesc că a avut un break de 71 în primul joc. 72. Reușește acum break-ul de 72 de puncte, cel mai mare pentru el de-a lungul acestei partide împotriva maltezului Alex Borg. 78. Break de doar 78 de puncte. Vila Neagră nu mai ajunge în buzunar. Este final de meci. Sean Murphy se califică în turul secund la clasicul Paul Hunter, turneul care se dispută la Fürth și, așa cum spuneam, în turul următor îl va întâlni pe compatriotul său, pe Kieran Wilson. Meci care este programat tot în decursul acestei zile, puțin mai târziu. 4-1 scor pentru Sean Murphy.